Bine, v-am regăsit, stimați telespectatori, așa cum v-am promis la finalul emisiunii trecute, în studioul nostru Capital TV Petroșani se află doi reprezentanți ai organizației Pro România Paninoasa și aș începe cu domnul Adrian Albescu, nu de altceva, dar este mai cunoscut fiind vreme de 4 ani viceprimar al localității Paninoasa, totodată candidat pentru funcția de primar la alegerile din 27 septembrie. Bine ați revenit, domnule Albescu. Bine v-am găsit și salut și telespectatorii, pe cei care au plăcerea și răbdarea să ne asculte. Iar de data asta, lângă dumnealui, se află un reprezentant al organizației Pro România Petroșani. Este vorba de domnul Cristian Vogel, care se va afla pe listele de candidați ai organizației Pro România Paninoasa. Bine ați venit în studio. Bine v-am găsit și mulțumim frumos pentru invitație. Bun. Acestea fiind zise, domnul Cristian Vogel va avea ocazia să se prezinte puțin mai încolo. Pentru cei care nu-l cunosc din Paninoasa sau îl cunosc mai puțin, să afle cine este și ca om și ca, hai să spunem, politician acum, sau ca viitor aspirant, om care dorește să intre în administrația locală. Până la urmă, a intra în administrația locală și a fi consilier local înseamnă mai puțin politician și mai mult om care să se ocupe de problemele comunității, de administrație. Absolut. Bun. Domnule Albescu, 2 săptămâni de campanie, de jumatea campaniei deja e scursă. Concluzii după prima jumătate. Și cum vedeți oamenii la Paninoasa, pregătiți de alegeri, nepregătiți? Da, putem spune că deja jumătate din campanie a trecut, chiar mai mult dacă ne gândim că suntem în... Și o zi, da. Da. Noi, în urma discuțiilor cu cetățenii, zic eu că suntem încrezători în oarecare rezultate, în sensul că totuși lumea, bine, pe lângă faptul că sunt unii cu care, mă rog, nu pot să discuți pentru că au alte orientări politice sau pur și simplu... Bă, dar și dacă au alte orientări politice, totuși nu se poate discuta... Păi cu unii poți, cu unii nu. Asta e grav, asta... 30 de ani trebuia învățat. Trebuie să-l asculti și pe celălalt, să vii cu argumente, nu cu injurii, să vorbești frumos. Exact. Noi... Să spui punctul tău de vedere, chiar dacă celălalt ce spune pe al lui, dar nu să se ajungă la ceartă și la conflicte. Nu asta 30 de ani, lumea ar cam fi trebuit să învețe, din păcate, nu toată lumea. Da, nu putem spune cam că am la ceartă sau la... probleme cu cei 7 ani de acasă. Există disensiuni, da, în discuție, există. Acum, fiecare vede lucrurile cum crede, în urmă știți cum e, că adevărul e undeva la mijloc. A vedea lucrurile una, dar te certa cu ăla de ce îi spui de nu știu ce partid, e alta, știi? Nici nu se pune problema, cel puțin din punctul nostru de vedere, am spus-o de la prima emisiune și o voi repeta, dacă este nevoie, noi n-am pornit o campanie murdară, n-am pornit o campanie josnică, nu avem de gând să ne atacăm, să atacăm persoane, să ne atacăm la nivelul sau la modul josnic, cum din păcate s-a mai întâmplat. Dar putem deveni dușmani din cauza politicii? Eu zic că nu, dar se pare că unii... Adică să privești lucrurile... Unii așa, așa privesc lucrurile, da, din păcate. Nu știu dacă e cazul, la noi nu este cazul, eu așa zic. Din contră, noi am încercat, până la urmă, și cu cel pe care îl știi, că îți este rival sau... Să avem o discuție, adică să putem vorbi omenește. Suntem, până la urmă, oameni, să ne... Asta sau și asta ne separă de animale, nu? O dezbatere, o luptă de idei, cum să spun. Exact. Face chiar bine exact. Și la creier. Exact. Da. Păi și la creier. Mă rog, unii înțeleg să țină dușmănie pe cineva care are altă convingere politică. Nu suntem obligați să gândim toți ca oile, adică să mergem într-o singură direcție.
De asta e democrație, fiecare cu siguranță poate avea punctul lui de vedere și măcar din bun simț, din cei 7 ani de acasă, să-l ascult pe celălalt într-un mod civilizat și eventual să contraargumentezi frumos, tot pe o idee, să-i spui, domne, nu se poate că uite e așa și așa și asta e convingerea mea. Dar de aici până la a te enerva și a înjura pe respectivul și a ține dușmănie pe el după aceea, cred că e cale lungă. Păi sigur, eu chiar îmi amintesc că chiar cred că pe timpul vechiului regim era un dicton care spunea că contradicția este mama dezvoltării, nu? Dacă suntem să recunoaștem. El era doar la nivel de declarativ. Declarație. Da. Dar în mod normal, eu zic că ăsta este adevărul până la urmă. Nu toată lumea trebuie să gândească la fel. Să... Noi credeam că în 89 am terminat-o cu Partidul Unic și cu gândirea unică. Și așa ar trebui. Iar din o multitudine de gândiri trebuie să iasă un lucru bun. Și ceea ce, din păcate, în România în ultimii 30 de ani nu vedem. Nu se întâmplă, da. Ăsta este și unul din motivele pentru care noi am intrat în politică și încercăm să schimbăm ceva și la Ninoasa. Să nu rămânem un unic partid, să nu rămânem cu aceeași, cu o singură viziune, să nu poți lua o decizie cumva discutată și votată la modul propriu și serios și real de către toată lumea. În momentul în care ai majoritate, cu siguranță că până la urmă nu te prea interesează părerile celorlalți. Eu personal am un mandat de consilier independent și am văzut că nu prea contez și asta m-a și făcut să iau decizia să mă întorc în politică, să zic așa, într-un partid, pentru că de unul singur da. Este iar, foarte greu. E o chestie care eu nu înțeleg și mulți telespectatori sunt convins. Adică ești în consiliul local, ai ajuns consilier acolo. Deci prin voința unor oameni care ți-au dat girul lor și te-au pus acolo. Iar tu vii cu o idee bună, pentru comunitate. Deci nu pentru tine. Absolut. Și nu se ia în considerare de către, să zicem, un primar sau de către ceilalți consilieri, doar pentru faptul că ideea respectivă a venit de la Xulescu și nu de la altcineva din partidul lor. Asta e o variantă și mai este o variantă. Dar nu e o chestie normală. Nu este. Eu zic că nu este. Adică pentru dacă că... propunerea e bună și lucrurile sunt clare, eu cred că consilierul respectiv ar trebui băgat în seamă, ar trebui votată inițiativa dumnealui și comunitatea respectivă din mai multe idei și inițiative din astea va evolua. Și va ieși ceva constructiv. Bineînțeles. Și eu personal am votat proiectele... Haideți să vedem cum vede domnul Fogă treaba asta. Deci dacă, să zicem, ați fi consilier local și nu v-ar băga absolut. Lumea seama. Cum deci, absolut, noi totdeauna așa am considerat. Tot ceea ce e pozitiv, tot ceea ce aduce plus valoare comunității, indiferent de culoarea politică, trebuie sprijinit. Noi am spus, noi ne-am angajat într-o competiție electorală, noi nu suntem adversari, având același scop comun, bunăstarea localității. Administrarea e corectă. Da. Și atunci, orice idee favorabilă care aduce plus valoare comunității trebuie exploatată. Astfel am gândit și programul nostru. Deci noi nu am scris un program care să ne ducem să-l prezentăm oamenilor. Noi întâi am discutat cu oamenii, am văzut despre ce e vorba, care sunt problemele urgente, care sunt problemele pe termen mediu și lung și atunci am conceput programul nostru, care e un program destul de simplu, pe 4 capitole principale, pe care le putem dezvolta cum vreți dumneavoastră pe capitole, cum gândim și cum vedem noi lucrurile. Înainte de program și de alte întrebări, acolo sunt camerele, vă rog să vă prezentați aninosenilor și să spuneți de ce ați ales la final, de ce ați ales Pro-România, de ce echipa condusă de domnul Albescu. Mă numesc Foghel Cristian Ștefan, sunt din Aninoasa, născut, crescut în Aninoasa, căsătorit, 2 copii, am activat la mina Aninoasa 15 ani de zile în funcția de electrician până s-a închis mina Aninoasa și după aia încă 10 ani până am ieșit la pensie la mina Paroșeni. Am ales echipa Pro-Aninoasa tocmai în momentul în care am ajuns la concluzia că nu-i suficient să fii nemulțumit, nu-i suficient să-ți prezinți nemulțumirea fără să ai un grad de implicare. Și atunci, din toată oferta care era pe piață, cum s-ar spune,
m-am gândit unde m-aș putea eu regăsi. Eu m-am regăsit în echipa Pro Aninoasa. Suntem o echipă de tineri, relativ oameni simpli, din toate domeniile de activitate. Avem și din mediul privat și din majoritatea pensionari, câțiva din ei, absolut, avem momârlani, avem o doamnă care e cofetăreasă, deci fiecare are o meserie respectabilă. Nu au fost niciunul din ei implicați în viața politică, niciunul nu a fost implicat în activitățile administrative ale orașului. Ne-am adresat oamenilor simpli și am creat acest program prin care sperăm noi, ca cetățenii, să fie convinși că e bine ceea ce credem noi și bine ceea ce vrem noi să facem și să ne aleagă. Rămâne de văzut. Domnule Albescu, tot vorbim de echipă. Haideți să... Data trecută n-am făcut-o sau am făcut-o prea puțin. Da, haideți prezentați-i pe cei... Fost un pic mai succint, da. Să zic. Mai, să-i cunoască mai lumea, să audă lumea de ei. Vis-a-vis de echipă, am spus-o, cred, și data trecută, avem o echipă, zic eu, tânără, media de vârstă undeva la 43 de ani, după calculele care le-am făcut eu. Cum spune și domnul Fogel, avem oameni simpli, oameni respectați, oameni din toate categoriile sociale și din toate zonele. Am încercat să respectăm un algoritm, să-i spun așa, să reprezentăm toate zonele din Aninoasa și zona de centru primărie, eu știu, și zona Iscroni. Dintre candidați este unul de față, domnul Fogel. Avem pe domnul Stan, care lucrează în domeniul privat, este inginer, lucrează în domeniul gaze și... avem pe domnul Roman, de asemenea, care lucrează în domeniul privat. Suntem câțiva și pensionari, într-adevăr, dar eu zic că majoritatea predomină persoanele active. Avem pe domnul Ilinescu, într-adevăr, care, de exemplu, este pensionar ca și noi din zona Iscroni, pe doamna Zaharia, bucătar, cofetar. Lucrează ca și cofetar, că este a terminat turism. Management în turism. Da. Domnul Băncilă Teodor este tehnician dentar, de asemenea. Și așa mai departe, Ursul Gabriel, Cocotă Petru, cine îi cunoaște, Hote Alin, poate să observe că avem reprezentativitate 1-1 Aninoasa cu zona Iscroni. Am încercat să o păstrăm până la capăt. Mai mult, dacă credeți să îi enumerăm pe toți? Da, dumneavoastră știți, dacă vreți, da, să prezentați. Urmează domnul Hotea Gabriel Alin, domnul Mitea Silviu Octavian, administrator la o firmă privată, domnul Cobzac, domnul Sabău, care lucrează la mine, este activ, domnul Gaiță, care lucrează de asemenea în domeniul privat, este șofer, domnul Ivan Cristian, domnul Socaciu Sergiu, domnul Moise Gheorghe, toți sunt activi. V-am spus, media este undeva la 43 de ani, avem tineri și de 24-25 de ani, doamna Zaharia, domnul Ivan, domnul Socaciu, sunt băieți mai tineri, să zic așa. Media, eu am făcut calculul, am urmărit sincer o emisiune, cred de la Deva, în care se spunea că și la nivel de județ undeva e o medie de 42 de ani sau ceva în genul ăsta. Sunt oameni simpli, oameni normali, oameni din rândul oamenilor, oameni cu care se poate discuta. Am considerat că este foarte bine să fim aproape de oameni în toate zonele, ca să și știm ce se întâmplă în toate zonele, pentru că dacă pornim numai de la centru sau numai sunt zone, vor fi zone în care nu se știe niciodată ce se întâmplă sau dacă vine cineva să-ți expună problemele, o face în mod subiectiv, pentru că fiecare trage spuza pe turta lui și atunci încercăm să reprezentăm toată Aninoasa, toate zonele, fiecare pe zona lui, fiecare pe natura meseriei, până la urmă poate te poate ajuta oarecum. Bun.
Domnul Fogel mi-a spus de program. Da. Am încercat să extrageți două, trei, patru puncte noi de acolo structurat, și eventual vreo două să ni le prezinte și domnul Albescu. Da. Noi am structurat programul nostru pe patru capitole mari și am considerat așa, fiind o administrație altfel, primul capitol. Capitolul 2, totul pentru copiii noștri. Capitolul 3, domeniul public în plan privat. Și capitolul 4, susținerea mediului privat. Noi v-am spus, acest program l-am scris înainte, vorbind cu oamenii, văzând care sunt greutățile. În primul rând, cum l-ați împărțit. Da, văzând care sunt greutățile care le întâmpină omul, văzând care sunt solicitările lor, doleanțele care sunt. Și atunci am zis să-l facem structurat, simplu, pe capitole mari, care le putem dezvolta pe înțelesul tuturor cetățenilor. Și da, acum ideea e și alta. În cazul în care cetățenii vă vor da girul, aceste idei să nu rămână doar pe hârtie. Aia ne-am și propus. Pentru că din 4 în 4 ani auzim tot felul de lucruri. Aia ne-am și propus. Unele chiar năstrușnice. Deci. Și rămân pe hârtie. Adică în momentul în care am intitulat noi o administrație altfel. Adică ce a spus acolo să se poată și face. Exact. Cam asta e ideea. Noi ne-am gândit și cum se pot realiza toate lucrurile astea. De unde se ia de poate exemplu, finanțarea, dacă vă putem, da, vă putem puncta pentru administrația altfel. Ne-am gândit, după ce am discutat cu oamenii, că efectiv organograma primăria Ninoasa le cuprinde pe toate, scriptic. Dar faptic, multe lucruri nu se regăsesc. Ca de exemplu, avem în organogramă un birou de relații cu publicul. Ei, acest birou de relații cu publicul, fizic nu-l găsești ca să te duci, cum există în alte primării, un birou unic, cum vezi primăria Târgu Jiu, vezi primăria Petroșani, te adresezi la birou, cetățeanul are solicitarea, este îndrumat, clar, te duci la camera 2 sau lăsați aici cererea sau veniți așa, faceți așa, știți? Omul de multe ori zice, întâmpin în greutatea asta. Mă duc, nu știu cine are programul, nu știu de la ce oră îi, nu știu la cine să mă adresez, știți? Și atunci am zis, trebuie organigrama să fie structurată astfel încât să poată să cuprindă și un birou de ăsta de relații cu publicul, unde să ai o persoană, două persoane, cât e nevoie în funcție de posibilități, care să poată să îndrume, să explice ca omul în momentul în care vine pentru o problemă să plece de acolo lămurit sau cu solicitarea chiar rezolvată. După aceea, știm și noi, suntem în anul 2020, toată lumea zice, tot ce se poate face, se poate face pe fonduri europene. Da? Deci toți banii care se pot atrage în comunitatea locală se fac din fonduri europene. Ei, în momentul ăla ne punem întrebarea, există un birou sau un compartiment, un departament dezvoltat, unde să ai profesioniști în cadrul primăriei, deci oameni care cu aia se ocupă, scriu proiecte, le gândesc, le implementează. Nu există. Autoritățile centrale, dacă e ca. Nu există așa ceva. Sau cu ADR. Și atunci, pe programul nostru degeaba, puneam o înșiruire de obiective care erau lipsite de conținut ulterior, pentru că tu niciodată nu o să poți să ajungi la nivelul de a realiza, din moment ce tu n-ai cu cine să realizezi acele obiective. Tu n-ai cu cine să implementezi fonduri, tu n-ai cu cine să scrii proiectele în cadrul primăriei. Și atunci ne-am pus problema înființării unui birou care să se ocupe cu asta. Nu avem persoane calificate să se gândească. Sunt proiecte, programe europene unde se face reconversie profesională, se califică din actualii funcționari. Deci nu trebuie neapărat încărcată organigrama, să aduci personal în mult, să fie iară să zică că se extinde aparatul administrativ. Nu. Recalifici, faci reconversie și te ocupi de problema asta. Așa vedem noi lucrurile. Pentru că s-a dus în discuție, nu de multe ori s-a zis, s-au gestionat prost banii publici, s-au cheltuit banii primăriei, în loc să se folosească, s-au făcut investiții mari, care nu se justifică că au costat atâta, că au costat atâta și nu s-au folosit. Da. Există tendința să spună că nu știu ce s-au făcut cu banii, că nu știu. Păi, da. Dar totuși există Curtea de Conturi care există o Curte de Conturi și spune e ok sau nu e ok. Degeaba vorbesc X sau Y pe stradă. Cetățenii au ridicat problema de genul că în loc de investiția aia mai bine foloseai banii în cofinanțare. Deci decât să faci un anumit obiectiv.
țară să înțeleagă că există și alte organe, există organe de control, nu și alte. Absolut, sunt. Care pot să vadă dacă banii dintr-o primărie s-au folosit prost. Și domnul fost viceprimar Albescu poate să confirme sau să zice treaba asta. Atunci, așa poate discuta oricine pe stradă și să spună orice. Și atunci noi așa ne-am gândit. Mă, dacă sumele respective s-au cheltuit pe contracte cu atribuire directă sau pe obiective care nu sunt de necesitate de îndată, să putea amâna și banii a folosiți, e o altă poveste, dar atunci înseamnă că totuși, din punctul nostru de vedere a oamenilor simpli, nu înseamnă că dacă primarul lua decizia, să facă investiția asta, eu așa văd lucrurile, că nu au făcut-o singur. Da? Au avut girul unui consiliu local. Corect. Au făcut investiția. Acum nu putem să reproșăm numai lui că s-a făcut investiția aia. Asta vreau să spun, că și aici există priorități. Absolut. Votate de Consiliul Local. Consiliul Local ales tot de oameni. Da. Așa că de multe ori nemulțumirea unora e cam nejustificată. Că până la urmă stai, frate, tu i-ai trimis în Consiliul Local, ei ori aprobat. Și problema care se ridică este că nu înseamnă că primarul a fost autoritar și au făcut ceea ce au vrut. Înseamnă că am avut, am avut un consiliu local slab, din punctul meu de vedere. Am avut consiliu local slab, care nu a putut să gestioneze situațiile în favoarea comunității. Dacă primarul a putut să ia el singur, să fie el decidentul, el să hotărească cum să cheltuie banii. Da, uite un punct interesant, domnul Albescu. Domnul Fogăl a ridicat, se vede că la bază e oarecum neamț, adică vine din familie cu gândire nemțească. Adică omul a spus foarte clar lucrurilor pe lume și un lucru destul de rar ridicat la astfel de emisiuni. Asta este și ideea pentru care, sau pe care am pornit noi. Faptul că ai oameni dintre oameni, oameni din toate zonele, oameni care trebuie să și ia legătura cu ceilalți cetățeni, nu doar să meargă la ședință și să voteze sau să adică nu voteze. Adică o dată pe lună e consilier și două zile deci, e liber. Ar trebui, am spus-o cred și data trecută, măcar, eu știu, o dată pe săptămână să mergi între oameni, să vezi care sunt problemele și dacă există ceva de votat, vei primi și primești materialele și să discuți măcar cu oamenii de pe strada ta sau din zona ta și atunci ai cuprinde toată Aninoasa, nu doar o anumită zonă. Să poți să discuți cu ei și atunci, funcție de ce, de doleanțele lor, pentru că până la urmă, exact cum spune, ești votat de ei și ai ajuns acolo datorită lor. Se din 4-4 întreba asta. Acum fiecare trebuie să aleagă foarte bine, să deschidă ochii, cum se zice. Cu siguranță. Nu după aceea nu deschide ochii sau nu se duce la vot și după aia e remulțumit. Cu siguranță. Și ce-am făcut aici? Lipsa de prezență la vot, eu zic că e una din cele mai periculoase probleme, cele mai grave probleme la noi, la momentul de față. La noi în România, nu vorbesc de Aninoasa, sau la nivel general. Să pentru știți că și la nivel european. Se simte așa un... Este, dar nu e ca la noi. Nu e ca la noi, și dar eu consider, la am tot mai slab. Eu consider că atâta timp cât nu te-ai dus să votezi, indiferent că mă votezi pe mine sau nu mă votezi, măcar anulează buletinul. Să vadă cineva că ai o opțiune, ai o ceva. Atâta timp cât nu te duci... Bine, și asta părerea mea că e o prostie, să te duci la vot și să anulezi buletinul. Este, dar până la urmă din toate listele alea nu găsești. Să admitem că nu ai nicio variantă, dar măcar se va vedea că ai fost acolo și n-ai avut nicio variantă. Atâta timp cât nu te duci, după părerea mea că până la urmă nici la mine nu poți să vii ca edil, exact. Nu poți să vii pentru că nici măcar n-ai fost. Că m-ai votat, că nu te-am mai votat, nici nu am întrebat niciodată pe nimeni, timp de 4 ani cât am fost acolo, dacă am putut, am încercat să fac bine, să fac ceva constructiv, ceva în folos. Și mai e o chestie, acceptarea, domnule, a victoriei uneia sau altuia. Absolut. Unii nici după ce s-a votat și evident, știu eu, poate chiar cu un procentaj foarte mare în unele părți, nu acceptă treaba asta, îi face pe toți ăia proști care au votat, îi face nu știu ce, nu știu cum, în toate felurile. Păi stai puțin așa, deci voința, de asta e o
chestiune democratică. Nu te oprește nimeni să nu te duci la vot, du-te, votează, rezultatul care iese, iese și trebuie să accepti în momentul ăla victoria respectivului. Asta e viața. Rău, probabil contracandidatul. Nici așa nu accept, apropo de chestia cum vorbeam la început, că se ceartă unii sau alții sau te ceartă că ai apucat să spui, știu eu, de, că ești de la Pro-România în cazul noastră, te ceartă că de ce ești la Pro-România, că ce e asta, că nu știu ce. Așa și cu treaba asta. Adică după ce vede votul, procentul, să zicem, 40% câștigat de un candidat, ăia toți sunt proști care l-au votat, numai el, vezi, Doamne, cel care n-a mers la vot sau care a votat de, nu știu exact, cine, din păcate, el e deștept și restul sunt proști. Din păcate, probabil că, virgulă, comentează chiar cei care n-au fost la vot. Păi, de obicei. Că de obicei așa se întâmplă. Da. Păi, de-aia vă spun, până la urmă, indiferent de ce alegi, trebuie să mergi la vot. Asta exact. E primul pas. Și după aceea putem asta să... Asta e regula democrației. Ar trebui să fie obligatorie, din punct. Nu știu dacă obligatorie, dar trebuie să vină din cap, din creier. Da. Nu? Da. Și o chestiune, până la urmă, de etică, morală, tot ce vrei. În primul rând, da, etică și morală și de acolo decurg și celelalte, exact. Până la urmă. Deci, ideea e să meargă lumea la vot, să înțeleagă victoria celuilalt și să nu se mai plângă. Eu să nu mai facă cu ceilalți proști niciodată, și toate da. Felurile că vezi, Doamne, că nu a ieșit cine trebuie sau cine dorea el. Cine cred eu că trebuie. A, așa, da. A ieșit cine trebuie până la urmă, pentru că a ieșit în urma unui vot democratic. Un democratic care absolut. Trebuie toată lumea să și-l însușească și să scăpăm odată după 30 de ani de toate problemele și prostiile astea. Absolut. Adică aceste discuții inutile care se întâmplă absolut aiurea și de la care încep tot felul de discuții și bătăi și scandaluri și știu ce mai încep. Am văzut da. Destule, mai ales pe terase, pe la Crâșme sau știu pe unde da, știu. Nu știu, n-am... Sau, personal văzut, n-am, eu am n-am văzut întâlnit. Pe terasă, bătaie începută de la discuții politice. Discuții politice. Cum am văzut și bătaie începută de la discuții din fotbal. Sau știu alte... Da, și până la urmă... Da, nu știu care e miza pentru niciunul dintre ei. Da. Da, asta e. Bun. Domnul Fogel, continuați cu programul. Programul. Capitolul 2, care l-am stabilit noi, se numește Totul pentru copiii noștri. Discutând cu cetățenii, am întâmpinat mai multe doleanțe referitor la copii. S-au gândit oamenii, deci, la momentul de față, în Aninoasa, ca oraș, nu există niciun liceu. Deci, automat, prin repartizarea care se face la școli, o parte se repartizează la orașul Vulcan, o parte sunt la municipiul Petroșani. Se ridică o problemă de transport al elevilor către municipiul Vulcan, neavând nicio linie directă de transport în comun spre Vulcan, și o altă rută care e mai accesibilă înspre Petroșani. Ne-au întrebat de ce restul administrațiilor locale pot, parțial sau chiar și mai mult decât un procent de 50%, să suporte transportul elevilor, indiferent de statutul social. La noi se acordă, deci e un program care acordă numai la familiile defavorizate, la familiile cu venituri mici. Vulnerabile, cum se da, spune. Da, nu. Și oamenii au ridicat problema... Dar de ce să nu beneficieze că toți copiii au dreptul la învățământ, toți copiii au dreptul la o șansă egală? Și atunci am pus în program găsirea unor soluții care, prin care să poată, în funcție de posibilitatea bugetului, în funcție de baza legală care se poate să ne permită, să putem să implementăm sub o formă sau alta, o formă de abonament, o formă de contare parțială a biletului de transport al elevilor de liceu. Tot în funcție de venituri. Tot în funcție de venituri, adică și de legal. O subvenție mai mare, la unul una mai, da, mai mică. Da, da. Acum să vă iertă Dumnezeu, dacă părinții unui copil, să zic, câștigă bani mulți, 100 de milioane, știu eu, nu mai poți ca să-i dai și lui aceea subvenție. Absolut, ca, absolut. Dar totuși la noi, în comunitatea din Aninoasa, sunt foarte puține cazurile care au peste 100 de milioane venit. Da, deci majoritatea așa, sunt adică mai mediu spre mic. Mai ales că mai sunt pensii mari din minerit, totuși, și în Aninoasa. Da. Deci, mai sunt cazuri.
Dar e adevărat, nu trebuie făcut absolut nicio discriminare, da, și trebuie găsite soluții, adică și copilul care n-are nicio vină că s-a născut într-o familie de oameni mai bogați sau mai săraci. Deci copilul trebuie să vadă și el că să nu se simte nicicum discriminat. Exact. O altă problemă ridicată a fost a abandonului școlar. Încă suntem în situația în care destul de la vârste destul de fragede, deci în ciclu primar chiar, sunt mulți copii care abandonează școala. E o problemă. Și asta peste tot, nu numai în anii noștri. Și atunci ne-am gândit că totuși ar trebui văzut pe programul de asistență socială la primărie, cumva văzut, căutate programe, implementate programe care cumva să-i motiveze, să-i atragă, să-i determine ca să-și continue studiile, măcar cât e legal, conform legii. O altă problemă a tinerilor, ne-am gândit pentru cei care nu toți o să urmeze școli înalte, nu toată lumea o să urmeze o facultate, și atunci să se facă niște parteneriate cu agenți economici din Valea Jiului pentru oferirea unor burse ca să favorizăm dezvoltarea școlilor de meserii, școlilor profesionale, pe industrie ușoară, pe ce se poate, ce se adaptează la condițiile Văii Jiului, la ce agenți economici avem, în funcție, făcut o comunicare între agenți economici și primărie ca să se vadă de ce ar avea nevoie, câți, în ce calificări, ca să le putem oferi o alternativă tinerilor care, în condițiile de astăzi, totuși destul de greu își găsesc un loc de muncă. Bine plătit, slab plătit, cu mâini, e greu de găsit. Ce alternative ar avea tinerii în anii noastre? Păi puține alternative. Chiar puține alternative au. Deci, deocamdată, mediul privat... Organizația Aninosa, mediul privat la noi, gândi, la ce s-ar gândi mai concret referitor la alternativa tinerilor? Să nu vorbim doar așa, chestii concrete, ce, cum ați vedea lucrurile? Păi, știți cum vedem noi lucrurile? Deci orice inițiativă, cât de mică, trebuie susținută și dacă creează 2-3 locuri de muncă și dacă e un mic atelier, deci poate să fie în domeniu meșteșugăresc, într-un mecanic auto, într-un domeniu de make-up, orice. Corect. Trebuie stimulat, asta trebuie ajutat. De muncă, da. Pe linie de petrecerea timpului liber, că tinerii sunt tineri. Adică când stai într-un oraș unde nu se întâmplă nimic, ai foarte greu să ții un tiner după vârsta de 18 ani. E foarte greu. Dar acolo iară intervine aceeași discuție. Trebuie să avem un birou de atragere de fonduri europene, trebuie să creăm locații, trebuie să investim acolo, pe lângă faptul că le poți crea condițiile de petrecere a timpului liber și a distracției, în prima fază chiar poți să le oferi locuri de muncă. Proiectele să, corect, totuși să desfășoară, să derulează pe corect, un an, jumate, 2, 3. Băiatul vrea să se distreze și el. Băiatul nostru, dau un exemplu. Absolut, ce oricare face, tânăr. Adică ce îi pune momentan, orașul la dispoziție? Momentan nu are multe alternative. Momentan. Nu sunt, pentru că asta este. Asta e Aninoasa. Păi, totuși, aveți acolo câteva, aveți un centru cultural, sau cum îi zice. Păi avem un centru cultural. Care acolo s-ar putea produce, întâmpla mai multe evenimente, cu bani chiar puțini. Acolo trebuie de comunitatea locală. Absolut, iară trebuie implicat. Aveți o arenă. Mă rog, așa cum e. Acolo se pot organiza competiții sportive. Aveți tir cu arcul, deci aveți teren acolo. Deci sunt multe, nu aia trebuie căutate departe. Aia înseamnă tot implicarea consiliului local. Implicarea comunității și a comunității. Și a comunității, absolut. Că vorbeam, absolut. Asta vorbeam de acele petreceri câmpenești din America. Nu, dar și noi am avut. Bârciurile astea celebre, adică care nu costă administrația locală decât să pună terenul la dispoziție. Noi am avut... Terenul de o zonă verde, că nu trebuie, repet, ceva neapărat modernist. Petrecerile astea câmpenești se pot face duminica, se pot face în anumite sărbători. Primăria trebuie să se implice doar cu câteva telefoane, să cheme pe anumiți și eventual să le pună terenul la dispoziție și acolo de 100, 2, 3, 500 de lei curent, știu eu cât se consumă, și cam asta e. Astea sunt cheltuieli minore. Dar într-un oraș în care timp de 365 de zile nu se întâmplă nimic într-un an. Noi cum... Absolut nimic pe linia asta. Cum credeți că putem să mai ținem pe tineri? Pentru că acum au și ei nevoile lor, nu mai suntem ca în anii 1900. Se uită, vede,
vine la Petroșan, merge la Deva, merge nu știu unde, se uită pe net, vede filme. Zice, băi, parcă îl văd, cum vă zice, bă, tata, dar la noi nu se întâmplă nimic. Absolut. Nici măcar un film să ruleze în acel... în acel spațiu creat centru cultural. Da, și chiar este și inclusiv. Nu s-ar putea rula, n-ar putea rula niște filme, știu eu, de siguranță. Două săptămână. Dar trebuie pentru asta, exact cum spune domnul Fogel, trebuie să ne ocupăm un pic și de asta. Asta există, există un centru cultural. Există exact cum spuneți. Eu am promovat cât timp a fost la, la primărie, inclusiv tirul cu arcul și eu zic că am făcut niște alegeri la momentul respectiv de a preda era baza Medea, sportivă. Medea Tulipană, era, aici vreau să ajung. Acum mulți ani, sau de când mă știu eu, era Nedea Tulipanului, care avea loc de ispas și care, din păcate, de nu știu câte zeci de ani, cred că nu și mai este. Și repede, telespectator, nu vorbim de evenimente care se fac cu bani de la bugetul local. Nu, exact. Repet. Deci asta era o idee. Asta moderna a lucrurilor, aduci oameni, vin, îți produc totul, ei câștigă ce câștigă. Mă rog, primăria investește foarte puțin. Ei câștigă, omul se simte bine, se simte are unde bine să petreacă și el, eu știu. Și plus că sunt acțiune de masă, sport de masă, tineretul poate fi activat, competiții anuale locale. Am avut și fotbal, competiții tenis cu picior, de fotbal, exact, de masă, și am văzut arc, că acum anul ăsta s-a reluat. Tirul cu arcul există la nivel național, baza noastră sportivă păi, este... Acolo s-ar putea, nu vă supărați, lunar organiza competiții de tir cu arcul, unde să vină și copii din ăștia mici. Acum, lunar, nu știu dacă e chiar așa simplu, dar se întâmplă ceva. Așa avem și face o competiție pe școli, i-aș învăța să tragă cu arcul. Avem și echipă de copii. Le-aș da câte premii simbolice la copii. La nivel de oraș avem și echipă de copii de tir cu arcul și echipă în lot național de tir cu arcul la senior. Mă gândeam la ceva de masă. Se poate, într-adevăr, se poate. Copii care activează într-un... Se poate și pentru asta baza sportivă a fost predată Ministerului Turismului pe vremea când eram eu încă la primărie, ca să poată fi prinsă niște programe, pentru că primăria nu putea, nu avea acces la astfel de programe. Și la momentul de față este în renovare, în reabilitare, toată clădirea. Unei comune din județul Cluj, în fiecare duminică, e o comună de 2-3 mii de oameni, dar în fiecare duminică primăria organizează pe terenul de fotbal tot felul de evenimente, la care participă 100-200-300 de oameni din sat, din comună, în general tineri. Și bătrânii mai vin și ei, stau pe margine și cu câte o bere. Da, se poate, se poate. Ca și cricotat și sunt, pe acolo. Sunt... Da? Lucruri minore, ușor de făcut, lucruri simple. Seara organizează în Căminul Cultural sâmbătă seara proiecții de filme. Tocmai acolo iară să strâng bine, zeci, acum, sute de tine. Acum, în contextul pandemiei... Mai fac câte un bal, mai fac câte un nu știu ce. Trebuie respectate și regulile pandemice. Bine, acum dar nu mai poți să organizezi de neapărat. Noi vorbim de un oraș care timp nu de 365 poți de zile, și acum nu e doar cazul anii noastrei, dar sunt multe altele. Și nu Valea Jiului neapărat, și prin țară. Da. Dar un oraș care nu se întâmplă nimic. Și atunci cum poți să ții tinerii? Cum poți să crezi că ții tinerii? I-ai făcut un atelier, să zicem, de meșteșugar, cum să zic, un atelier din ăsta. Păi, numai cu care, diferite, păi care e fericirea lui? Că face acolo, că lucrează 8 ore și că are banii de mâncare. Dar e tânăr, are 18, 19, 20 de ani. Vrea și el să tot simte pe trăie. Tocmai asta a fost ideea noastră și programul este destul de restrâns și cu lucruri care se pot întâmpla, se pot face. Nu sunt lucruri imposibile. Inclusiv ceea ce discutăm la momentul de față, inclusiv anumite zone de recreere, anumite acțiuni recreative, anumite, eu știu, întâlniri de diferite... Da. Sunt lucruri simple care se pot face. Se mai poate acum, lucra în fiecare domeniu. Când erați viceprimar, organizați ceva sau...
Acum, nu vreau să invoc neapărat faptul că am fost în insolvență, dar ca viceprimar, chiar fiind și la început, probabil și ca și experiență și ca și putere financiară, dar am avut câteva acțiuni, eu știu, ca de exemplu ziua de 1 decembrie, nu știu de ce nu se mai face. Dar noi am, chiar am avut, cred că în fiecare an, în 4 ani în care am fost eu acolo. Și la care chiar, cum spune, s-au participat și chiar am contribuit și cu timp, și cu bani, și cu tot ce s-a putut. Am fost plecat după diferite, am făcut, mi-amintesc, și vestita fasole cu ciolan și tot felul de, sau cu cârnar, nu mai știu. Deci, dar s-a întâmplat, nu știu de ce, nu înțeleg de ce nu se mai întâmplă. Deci în luna decembrie există posibilități multiple de a crea pe bani puțini evenimente. Păi să nu credeți că am avut bani atunci. Pentru comunitatea locală. Inclusiv prin colaborarea cu școlile, cu grădinițele, cu alte firme, instituții, nu știu ce. Luna decembrie e clară. Luna de Paști, iar la fel. Apoi aveți Nedea, cum spuneam, Nedea Tulipanului. În luna iunie se întâmpla. Aveți multe altele. Multe, multe alte ocazii, inclusiv religioase, în care se pot face. Deci asta cred că o preocupare mai activă a comunității locale, nu doar a administrației locale, cred că ar scoate Aninoasa și copiii din Aninoasa, care am înțeles că nu sunt puțini, să simtă și ei că trăiesc. Nu sunt puțini, din păcate nu sunt nici foarte mulți. Nici foarte mult. S-a mai redus numărul în ultimul timp datorită. Dar totuși aveți două grădinițe noi. Avem. Asta înseamnă că sunt copii. Păi, din păcate, știți cum este. Grădinițele au fost, sau una din ele, că una nu e gata, una este terminată. A fost terminată pe când deja nu mai prea erau copii. Dar, mă rog, așa a fost soarta, să zicem, că așa au primit banii cu întârziere și eu am pus problema și transformării ei într-o grădiniță cu program prelungit. Din păcate nu se poate, pentru că trebuie construit altfel, trebuie să ai săli de masă, săli de somn, săli de baie. Domnul Fogel, a scăzut pe gânduri. Nu. Probabil că am vorbit eu mai mult, dar eu așa văd lucrurile. Și v-am dat exemplu unei comune din județul Cluj, ca să vă faceți o părere. Adică de ce la alții se poate, se poate, și o armonie și o frumusețe acolo să te tot duci, și la alții stăm așa și așteptăm, nu știu, să facă primăria, limitat, consilierul local. Limitat trebuie abordate și să reușești în toate domeniile și toate necesitățile cetățeanului să poți să le abordezi. Până numai la Nedei, până la ăștia care trebuie organizate manifestări culturale și toate, mai sunt cartiere la noi în Aninoasa care nu au grup sanitar. Bine, asta deja e altă poveste. Alimentare cu apă potabilă. Intrăm pe alt capitol aici. Și atunci trebuie să ne gândim, să o luăm așa etapizat, pe urgențe, da, deci ar trebui să se facă de îndată. Dacă vreți să țineți copiii în Aninoasa, pe lângă faptul că le crea locuri de muncă sau confort, de ceea ce îmi spuneți acum, e un confort să ai apă și canalizare. Corect. Trebuie să le creezi condiții minime, condiții minime, care încă sunt zone care nu le au asigurate. Și cum vedeți asta, treaba să ne gândim? Prin program? Prin program noi ne-am gândit două capitole mari. Unu, ar veni atragerea investitorilor, dar aici e altă discuție. Ca investitorii, în momentul în care îți vin într-o localitate, ce vor? O siguranță, o încredere și o seriozitate. Da? Da. În momentul în care abordează să-și investească, nimeni din mediul privat nu-și riscă banul, nu-și riscă capitalul. Și atunci el trebuie să fie primit, întâmpinat de cineva la primărie, care să fie sigur pe mesajul care îl transmite investitorului. Da? Și atunci ne-am gândit ce se poate face. Păi noi deocamdată la primăria noastră nu avem un plan urbanistic general. Noi nu avem un inventar a mijloacelor, activelor fixe și mobile, nu e actualizat de câțiva ani buni. Un investitor care vine îmi cere statutul terenului, îmi cere statutul clădirii respective. Eu, ca administrație, trebuie să-i ofer datele concrete, sigure, ca omul ăla să-ți fie determinat să-ți plaseze banii în investiție. Corect. Nu am văzut, sunteți sigur că colegul dumneavoastră a lucrat la mine electrician? Sau n-a fost cumva
prin alte zone? Nu, de că ce? Vorbește, vorbește bine. Păi, și asta am și căutat, să aducem oameni care... Și acum eu vorbim știu. La fileu un pic, dar poate nu trebuie să spun eu părerea mea direct. Dar eu o spun direct, așa sunt eu. Și domnul Fogel vede lucrurile foarte bine. De asta... Adică numai că le vede, dar le și spune. Am găsit și soluții. Deci am găsit și soluții. Referitor la problema care au cartierele, unde au deficiențe de apă, de alimentare cu apă, canalizare și tot. Ni s-a spus că ei au intrat pe un program de demolare. E vorba de zona Barăcilor, Iscroni, dacă știți. Da. Automat nu se justifică investiții majore într-o zonă care va deveni demolabilă în scurt timp. Da. Li se promite un bloc alternativ la care au demarat lucrările cu ani în urmă, dar merge greu finanțarea. Finanțare de la guvern, banii vin, în ritmul în care vin, tot. Dar totuși oamenii ăștia își duc traiul de zi cu zi acolo. Și atunci noi ne-am gândit, nu e o investiție majoră sau n-ar fi imposibil și ilegal să achiziționezi două WC-uri modulare. Tip container. N-ai, da, la fel. N-au niciun fel de baie. În momentul în care toată lumea spune spălatul pe mâini e recomandat, au copiii trimit în comunitate, toată lumea azi nu știa cum începe școala, da, cine cu cine se întâlnește. Treaba asta se termină acolo, nu? Nu, se, păi, nu sau... Peste cât timp? Nu se știe. Nu se face un bloc acum. Păi se face. Proiectul este făcut de ani? Mulți ani în urmă, început la de câțiva ani în urmă, eram la primărie când am primit primele fonduri. S-a ridicat un etaj măcar. Din câte știu eu, nu. La nivel de fundație încă. N-am... Da. Și noi așa am gândit-o. Achiziționez un tip container. Și în zona în care spune domnul Fogel, acolo nici măcar apă nu au decât la o cijmea. O singură sursă de apă exterioară. La aproximativ 40 de familii. Da, atunci e o problemă. Dacă se mai nu se pune problema de apă caldă. Dacă se mai prelungește foarte mult, într-adevăr trebuie făcut ce spuneți dumneavoastră. Da, și vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră despre domnul Fogel. De asta am încercat să facem o echipă. O echipă în care să nu conteze doar candidatul la primar, doar primul pe listă, doar o echipă, o adevărată echipă, care să poată face fiecare ceva pe segmentul lui, să poată să și gândească, să se și exprime și să facem într-adevăr ceva. O echipă... Să oferim soluții. Deci, serioasă, într-un soluții. Cuvânt. Un minut, domnul Fogel, camera acolo, mai avem două minute. Transmiteți-le în inosenilor de ce să vă voteze echipa și pe în primul rând le transmit în inosenilor respectând condițiile pandemice, totuși să participe la vot fizic. E foarte important, în primul rând, să iasă la vot. În al doilea rând, să se gândească de două ori când pun ștampila, astfel încât să fie ales omul care să poată să fructifice, să valorifice votul lui în direcția în care și l-a exprimat. Votul lui să nu fie folosit în alte combinații sau în alte interese de partid, de culise, de aranjamente. Dar îndemnul meu este să iese la vot în primul rând și să voteze cum cred și cum gândesc ei. Domnul Albescu, ultimul cuvânt pentru emisiunea de azi. Ultimul cuvânt, la fel ca și domnul Fogel, în primul rând îndemn cetățenii să meargă la vot, indiferent cu cine votează. În al doilea rând, o să încerc în continuarea, în cele două săptămâni cât mai sunt, să prezint și alți consilieri, ca să putem demonstra că suntem o echipă, suntem o echipă serioasă, o echipă de oameni, zic eu, o echipă de oameni. Responsabil. Responsabil, exact. Asta ați vrut să spun. Care încearcă, a fi om înseamnă a fi responsabil. Care încearcă să facă ceva pentru Aninoasa. Fără ajutorul dumneavoastră, nu o să putem să demonstrăm ceea ce încercăm să vă convingem acum. Da. Domnul Fogel, încă ceva mai vreau să vă întreb. Când erați la mine până nu închei, tot așa aspru erați? Absolut. Da, mă gândesc că m-au căliș și natura meserie prin faptul că am lucrat numai pe partea de 6.000, unde dacă odată greșești definitiv. Nu există. Și atunci totdeauna, deci consider că am luat totdeauna cea mai bună decizie în ceea ce privește. În primul rând era pielea mea în joc. Și a colegilor. Și a colegilor, bineînțeles. Și poate e responsabilitatea totdeauna mai mare când absolut, te gândești la ceilalți. Absolut. Bun.
Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Și noi vă mulțumim pentru invitație și transmitem succes tuturor contracandidaților noștri. Da. Asta iarăși eu dovedesc, ați dat dovadă de fair play. Absolut. Fair play nu spus. Cine merită să câștige? Politic. Da. Fair play. Bun. Stimați telespectatori, încheiem această emisiune. Nu înainte de a vă spune că urmează o nouă emisiune electorală peste câteva minute. Invitat va fi primarul Tiberiu Iacob Riții, primarul Petroșanului și cu un coleg din echipa organizației PNL. Acestea fiind spuse, la revedere!